Bună seara, țimați prieteni, sunt Gătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Realitatea la zi. Iată din nou suntem față în față cu dumneavoastră, cu o nouă temă și, bineînțeles, cu un invitat. În seara aceasta am onoarea de a avea ca și musafir în studiul nostru, pe domnul Cristian Matei, directorul stației de radio Vocea Evangheliei București. Cristi, bine vin la noi emisiunea. Bine te-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Este o bucurie să, să stăm de vorbă în seara aceasta, să spunem, de prima dată când ești invitat la una din emisiunile noastre. Ești un om care vine din mediul acesta al mass-media, lucrezi în, în radio, ai o experiență destul de bogată și chiar conduci stația de radio aparținând rețelei Radio Vocei Evangheliei și, de asemenea, ești un om care îl pe Dumnezeu. Trebuie să recunoaștem, Cristi, și tu poți să-mi confiri treaba aceasta, că ai apărut cumva în spațiul acesta al mass creștine, poate înaintea mea sau după mine, nu mă știu exact, dar eu cel puțin nu te cunoșteam și... sau chiar dacă erai, ai fost mai puțin vizibil. Poate și acum cred că sunt mulți oameni care nu știu cine este directorul Radio Vocei Evangheliei București da? și cine conduce această lucrare frumoasă. Și mai ales, nu știu cine este Cristi Matei. De unde a apărut, cum a avut, cum a ajuns să, să fie implicat în lucrarea aceasta cu media. Că până la urmă, uh, și tu, și noi, și mulți alții din, uh, din zona aceasta media creștine facem o lucrare de misiune, numai că, bineînțeles, ne folosim de tehnologie și de tot ce înseamnă mijloacele acestea audio-video și, bineînțeles, social media, astfel încât Evanghelia să ajungă la marginile Pământului. Așa că emisiunea din această seară aș vrea să fie o discuție, să spunem așa, de introducere, de prezentarea ta, pentru că aș vrea să știm exact cum a făcut Dumnezeu, că Dumnezeu încă lucrează, ca de la o anumită stare, de la un anumit nivel, să te aducă să lucrezi în. În poziția aceasta. În primul rând, să spunem câteva lucruri despre Radio Vocea Evangheliei București. Dacă ai ceva noutăți, știu că s-au mai schimbat unele lucruri pentru. Uh, le și auzim pe undele radio, unele le știm pentru că ne-am mai vizitat. Uh, Spune câteva uh, lucruri despre ceea ce este acum radio, ce s-a mai întâmplat, care mai sunt planurile și apoi trecem la omul lui Dumnezeu, Cristian Matei. Cătălin, mulțumesc încă o dată pentru invitație și mulțumesc pentru introducerea făcută. În ceea ce privește Radio Vocea Evangheliei, am preluat din 2020, luna februarie, această stație, în a sluji. Știm cu toții că nu există. Funcția de conducere în astfel de slujiri nu există. Conducătorul nostru suprem este Dumnezeu, domnul Isus Hristos. Ne-am mutat din vechiul sediu, care este destul într-o stare destul de avansată de degradare, și un frate scump a pus la dispoziție chiar în centrul Bucureștiului două etaje, unde am putut să ne mutăm aparatura și să putem emite de acolo. Din 2020 știm că a venit pandemia și a fost un an foarte greu, dificil și din punct de vedere financiar și din punct de vedere al oamenilor cu care să putem lucra, însă am depășit cu ajutorul Domnului și acum suntem într-o fază de dezvoltare. Suntem mulți dintre noi la început, din multe puncte de vedere, însă cu ajutorul și prin mila și harul Domnului putem să punem cât o cărămidă, cât o cărămidă mică la această lucrare extraordinară de vestire a Evangheliei și de altfel este singurul radio al Alianței Evanghelice din România, radio care are 9 frecvențe, chiar 10 cu alta la nu mai știu unde este a 10 la Moldova 9. la Moldova 9 da? prin intermediul cărora acestor frecvențe ne dorim să transmitem vestea bună a mântuirii a Domnului Isus Hristos a pocăinței, a credinței, a iertării prin credință și pocăință. La văd, domnului, uh, vă, mă bucur să aud uh, uh, aceste vești bune. Da, e un sediu frumos, o echipă nouă, o echipă în formare. Încă, încă se mai, uh, să spunem așa, se mai definitivează uh, anumite aspecte ale pregătirii oamenilor. Întotdeauna e nevoie de, de, de resurse și în special de oameni, că până la urmă Absolut. asta este poate cea mai importantă, ca Dumnezeu să cheme și să motiveze și, ca oamenii să facă lucrul acesta, dar până uh, să ne ocupăm de alții, uh, Cristi, aș vrea să vorbim puțin despre tine, pentru că am spus-o și recunosc, uh, ai părut așa, 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 cam am după apă... ușa. Cam și eu la fel, exact, mi s-a spus și mie tu de unde ai apărut. Da. Uh, dintr într-o zonă, pur și care n-am avut de a face nici cu lujirea creștină, nici cu mass media, uh, n-am lucrat niciodată în presă și Nina uh, a fost un tip care se iasă în evidență. Am stat cu minte în banca mea acolo și mi-am avut de treabă până într-un moment în care am ieșit și am ieșit așa deodată. E, acela lucru cred că uh, s-a întâmplat și cu tine. Ai ieșit odată, a aflat lumea că uh, stația de la București are un nou uh, director și mai ales uh, aș vrea să știu și cred că și telespectatorul ar vrea să știe modul în care, până la urmă, Dumnezeu, marele, să spunem, uh, Creator și cel care ne-a dat mântuirea, până la urmă, te-a motivat și să faci. Și să răspunzi pozitiv la chemarea aceasta de a fi implicat în această lucrare, de a aduce Evanghelia până la martie pământului, Ca asta facem. Cred că Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi și ne pregătește, până să ajungem într-un anumit punct, ne pregătește pentru acel moment. În ceea ce privește mărturia personală în care Dumnezeu a lucrat în viața mea, eu provin dintr-o familie de credincioși ortodoxi însă nepracticanți. Nu mergeau nici de Paște, nici de Crăciun. La anunți, la botezuri sau în mormântări, ca aici cumva n-aveau cum să scape. Părerea dinșilor despre biserică în general, nu numai despre cea ortodoxă, nu era una prea bună. La gura lor nu vreți să știți ce se afla față de tot ceea ce înseamnă biserică și așa mai departe. Însă, în copilărie, pentru că m-am născut la 30 de kilometri pe drum, la 30 de kilometri de, de București, între Bulbucata și Ghimpați, părinții mei fiind la o nuntă. Mama era în Travaliu și să ajungă până la București era prea departe, se producea nașterea și atunci a venit o salvare de la Ghimpați. Și mama îmi spune că m-am născut între Bulbucata și Ghimpați în salvare. Am copilărit în zona aceasta la Bulbucata, Velea, cum o mai știm noi. Și aici am avut o bunică care mergea la biserică. E adevărat, după obiceiurile străbune, să nu numai de Paște și de Crăciun, și Duminica, și la morți și așa mai departe. Mergeam și eu împreună cu dânsa la, la biserică și de acolo chiar copil fiind, ceva S-a trezit în mine cu privire, cu privire la dorința de a-L cunoaște pe Dumnezeu, de a, a avea o relație cu El. Sigur, nu conștientizam aceste lucruri la momentul respectiv, dar ele au existat. Ea a existat această dorință. Chiar consider că atunci când Dumnezeu l-a creat pe om, a pus în El dorul acesta, ne spunem faptele apostolilor, apostolilor, ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bășbind măcar că nu este departe de fiecare dintre noi găsim scris în Faptele Apostolilor, capitolul 17. În căutarea aceasta mea, întotdeauna, dacă nu ai alt exemplu în familie sau din familie, te duci acolo unde au fost ei. Și astfel am făcut și eu. Mergeam în biserică, la biserica ortodoxă. Mergeam de Paște, treceam pe sub masă. La Crăciun, cred că mai puțin. Uh, mergeam la Biserica Ortodoxă, uh, dar nu la slujbe, nu înțelegeam, nu puteam să pricep ceea ce se spune acolo, ceea ce se cânta, mai ales că există acest cânt uh, uh, continu, uh, chiar predicare prin, uh, prin cânt și ajungem în anul 1991, când... Uh, după perioada comunistă în care Ceaușescu ne-a ținut când aveam curent, că îl mai îl oprea și îl oprea chiar când era filmul, când vrei să, să te uiți la un film îl oprea, Ceaușescu nu ne-a oferit, cel puțin eu eram un copil, prea mult entertainment din punctul ăsta de vedere. Nu aveam desene animate, filme foarte puține și așa mai departe. Duminica sau sâmbătă. Nu, nu, duminica, sâmbătă se lucra, exact. aveam așa un pic. Ei, și după anii 90, la televiziunea română, a apărut un serial de desene animate pe care îl difuzau seara la șapte sau șapte jumătate. Cartea cărților. Care se numea Cartea cărților. Eu, având căutarea din copilăria lui Dumnezeu, în felul meu, pe care nu puteam să o definesc, văzând Cartea cărților, am început să înțeleg mai multe. Ba mai mult de atât, m-am îndrăgostit de ce era acolo plus fantasma asta vedea un desen animat era nemaipomenit pomenit și în fiecare zi cred că difuzau de luni până vineri sau ceva de genul ăsta la sfârșitul acestor episoade scria dacă vreți să luați legătura cu noi pentru a primi un pliant pe care vă rugăm să ne scrieți la căsuța poștală t t t t bun când am văzut lucrul ăsta, am scris și eu am pus repede mâna pe un pix. Am scris, am trimis la dânsii și mi-au mi trimis înapoi o carticică, Istoria lui Isus. O am și acum. Pentru telespectatorii care nu știu să ai o carticică cu ilustrații colorate la vremea aia, era ceva ca și cum ai avea acum cel mai bun smartphone. Exact. Era extraordinar. Ei, cărticica asta am răsfăit-o de probabil de zeci de ori, de sute de ori. Însă, la sfârșitul ei, Scrie așa, dacă ai înțeles cine este Domnul Isus și dacă vrei să-L primești în inima ta, spune următoarea rugăciune. Și era o rugăciune pe care nu o mai țin minte. Ideea este că în anul 1992, în februarie, m-am pus în genunchi, am spus acea rugăciune, scris acolo, am scris data, nu mai știu exact ziua, dar era februarie 90, 1992 și am semnat. M-am ridicat de acolo, însă aveam aproape 14 ani. Nu a existat nicio schimbare, nicio transformare. Absolut nimic. În continuare eu îmi vedeam de ale mele, în continuare mergeam la biserica ortodoxă, aprindeam lumânări, pupam icoanele, mă rugam, nu mergeam la slujbele de duminică, v-am spus, pentru că aveam acest impediment de a înțelege, nu îmi explicase nimeni. Poate dacă mi-ar fi explicat despre ce e vorba, altfel aș fi primit să, să merg la, să ascult o astfel de, de slujbă. Apoi a coincis acest an 1992 cu transferul meu de la un liceu la altul. Și am fost transferat la Liceul de Matematică Fizică Horia Hulubei, Institutul de Fizică Atomică. Eu veneam din, dintr-un liceu industrial care era foarte departe, locuind aproape de măgurele, mai aproape decât de pipera unde era unde fuse eu, așa s-a produs transferul acesta. Însă știm că toate, toate, toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și uitându-mă în urmă, de asta spun că nimic nu e întâmplător. Dumnezeu a trasat. Efectiv a trasat drumul acesta ca eu să ajung acolo. Și acolo. S-a întâmplat un lucru extraordinar. Eu în căutarea mea cu cartea cărților, cu acea mărturie făcută, la ora de biologie aveam o profesoară pe care o cheamă Cătălina Vueric. Dânsa, în loc de ora de biologie, ne vorbea despre Dumnezeu. Într-un liceu de matematică fizică, plin de mulți oameni cu multe funcții, Dânsa avea curajul acesta să ne vorbească despre Dumnezeu. Mai mult de atât, nu numai că ne vorbea, exista o pauză mai mare, de la fără 10 la fix, ceva de genul ăsta. În pauza respectivă, ne invita, atunci când era la oră, cine vrea să vină să se roage și să cânte împreună cu noi lui Dumnezeu. În pauza de la fără 10. Trebuie să spun că eu sunt pasionat de muzică de mic și uh aici aș face o paranteză ca să destindem un pic atmosfera, fratele meu, mai pasionat de muzică față de mine, și-a cumpărat o chitară. Mama a zis, hai să-i să, să aduc un profesor să învețe să cânte la chitară. I-a dus un profesor, Chiriac îl chema. L-a luat pe frate meu, l-a băgat într-o cameră, a ieșit de acolo și a zis lui mama, doamnă, altul mai aveți? Mama a zice, da, mai am unul, e mai mic, dar e mic. M-a luat domnul Chiriac, mi-a dat o probă de sunet, pam, 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 pam. S-a dus la mama și a spus, doamnă, cu el trebuie să lucrați, <laughs> nu cu celălalt. Ei, și cu Deci am făcut paranteza asta pentru că cu acea chitară pe care fratele meu o cumpărase ca el să cânte, eu mergeam la acest liceu Horia Hulubei de rocări, cu chitara în spate, cu părul lăsat pe urechi și cu cisme, la acest liceu la care Cătălina Vuierich ne invita la ora 10 fără 10, cred că era, să ne rugăm și să cântăm. Și am mers acolo. Nu aveam niciun fel de problemă. Nu aveam niciun fel de problemă cu pocăiții. Nu aveam niciun fel de prejudecată sau preconcepție. E adevărat că la noi pe stradă se mai spunea nu mergeți la aia că se stinge lumina. Asta ne speriau toți cu stinsul ăsta. E adevărat, mi-era mie fică frică de întuneric, recunosc. Dar n-am cercetat niciodată. Însă nu aveam nicio prejudecată, eu îl căutam pe Dumnezeu, în felul în care înțelegeam eu. Și am mers la aceste pauze de fără, la, fără 10, am cunoscut-o mai bine pe profesoara Voierich, Cătălina Voierich, dânsa ușor, ușor m-a lăsat pe mine și pe alții să conducem, era cumva chiar o conducere a închinării și o rugăciune. Ba mai mult de atât, doamna mi-a spus așa, Matei, văd că tu ești cu chitara și vrei să cânți. Și mi-a dat o carte de cântări a fratului Moldoveanu, Nicolae Moldoveanu. Și mi-a fredonat două cântări pe care le-am învățat dintr-una trei strofe și din cealaltă nu mai știu tot așa câteva strofe. Iartă-mă, iartă-mă Dumnezeul meu și tu totdeauna Doamne ești cu mine. Astea două cântări eu le cântam la pauza de la fără zece, mă rugam o rugăciune, nu mai știu ce spuneam și așa. Veneau și alții, încă o dată subliniez, într-un liceu de fizică atomică la Măgurele. A fost pe vremuri, unul dintre cele mai bune licee. Acum s-au stricat lucrurile. Dar era ceva incredibil. Absolut incredibil. Și sora aceasta avea acest curaj ieșit din comun. Chiar m-am întâlnit ulterior cu dânsa, i-am luat un interviu și am depănat amintiri și mi-a povestit prin câte și câte a trecut, de câte ori a fost chemată la, la director să... Doamne, opriți-vă! Și apropo de asta... Diriginta mea, care acum chiar este o personalitate A chemat-o pe mama Doamnă, vă rog Opriți-l pe băiatul ăsta Că este o profesoară la noi în liceu Care vrea să-i spele creierii Vă rog frumos, faceți ceva să nu se mai ducă acolo mama, O femeie înțeleaptă Zice, doamnă, lăsați-l O să-i treacă lui Și nu mi-a zis nimic Revenind la profesoară Am mai făcut uh, uh, unele lucruri Și anume uh, a încercat să mă ducă la biserici uh, baptiste, și m-a dus la sala Dacian, odată, da. și m-a dus la biserica din Ferentari uh, baptistă. De două ori m-a dus. Dânsa a încercat cumva să mă apropie de Dumnezeu, să um, uh, insufle dorința de a-l cunoaște mai bine pe Dumnezeu, însă, fiind într-o familie care nu avea nicio legătură cu Dumnezeu, neavând un mediu uh, prielnic în care să pot crește, în care să-l pot cunoaște mai bine pe Dumnezeu am ajuns în clasa 12 -a. eu ocupându-mă cu muzica, începusem să merg la diverse evenimente unde câștigam mulți bani. Îmi câștigam existența din aceste evenimente. Și i-am spus profesoarei, doamnă, uitați, eu fac, am fost sinceră cu dânsă, eu fac lucrurile astea. Și ea mi-a spus, Matei, ai de ales. Tu ce faci acum? Ești în lume. Mergi pe drumul lumii? Sau vrei să mergi pe drumul cu Dumnezeu? Și, din nefericire, am ales să merg pe drumul lumii. Însă, femeia aceasta a avut câteva puncte pe care, cu care m-a echipat în acel moment. Unu, la vremea respectivă eu îmi doream să devin o personalitate. Vreau să devin cineva mare. Probabil din mândrie, din orgoliu, nu știu. Și dânsa mi-a zis așa, Matei, dacă tu vrei să devii o personalitate, trebuie să te echipezi cu ceva. Și anume trebuie să citești mult în fiecare zi. Și uite, eu îți spun așa. Ia Biblia și citește în fiecare zi cât un psalm, cel puțin un psalm și cu voce tare. Cu lucrul ăsta eu am plecat din clasa 12 de la Cătălina Vuirich și l-am făcut și îl fac Până în ziua de astăzi cu voce, tare. cu voce tare Acum nu mai spun cu voce tare Dar an de zile, an la rând Am făcut lucru. exercițiul acesta Pentru că am spus Dacă vrei să vorbești să fie clar Trebuie să ai dicție Trebuie să Exercizi. te antrenezi Al doilea lucru Cele două cântări pe care dânsa m-am învățat Timp de 17 ani Și o să spun de ce 17 ani Eu le-am cântat aproape în fiecare zi Mă luptam cu mine păcătuiam, greșeam, îmi dădeam seama că greșesc. Nu era, nu era, o indiferență. Și îmi părea rău. Însă nu put, efectiv, realmente, nu puteam să mă las de păcat, de mai multe păcate. Ale tinereții pe care le-am, probabil că mulți dintre noi le-am agățat în, în copilărie sau în tinereța noastră. Nu puteam. Absolut deloc. A venit anul 2000 când mi-am cunoscut soția și ea fiind o femeie necredincioasă, însă, foarte important, provenind dintr-o familie de creștini după Evanghelie, tatăl ei este. era credincios la vremea respectivă și este credincios. M-am căsătorit cu Cătălina, așa o cheamă pe soția mea, în anul 2003. Iar din anul 2003 până în anul 2008, uh, lucrurile n-au mers bine între noi, ca relație. Uh, când nu-l ai pe Dumnezeu un centru, uh, te-ai pe tine plăcerea, hedonism, uh, dorința ta de a. Mai ales că tu veneai dintr-o dintr dintr zonă foarte de confort, foarte confortabilă și de bine, adică n-ai dus-o rău înainte. Nu. nu. Și... cam tot ce trebuie. Și, uh, și, și faptul că atunci când nu-L ai pe Dumnezeu intervin nemulțumirile acestea tu nu-mi dai ceea ce vreau eu sau nu-ți dau ceea ce vrei tu, e foarte simplu socoteala în lume. Așteptările, la oameni care... e o problemă a exact. În lume oamenii schimbă pe oameni așa ca pe haine. N-au da. niciun fel de problemă. Însă e clar că dacă suntem credincioși și din nefericire fac o paranteză și în mediul nostru evanghelic, din ce în ce mai mulți Fac acest pas de a-și lăsa soția, ceea ce, din punctul meu de vedere și al scripturii, nu este în regulă. Și mai mult de atât, să nu ne mirăm de ce copiii noștri sau tinerii noștri nu se mai căsătoresc tu dacă imagine. văd lucrul ăsta. Revenind la soție, lucrurile nu mergeau tocmai bine, însă, tot ca așa a fost voia Domnului și El a pregătit lucrurile, ne-a dorit un copil în 2007, pe 31 decembrie, ne-a dăruit un copil. Cu multe zbateri, cu, multe, cu mult chin, cu uh, 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 posibilitatea de a divorța, de a ne despărți de zeci de ori, de zeci de ori. Uitându-mă iar, revin la light motivul acesta, uitându-mă în, în, urmă, a fost mâna Domnului să rămânem împreună. Odată ce a venit acest copilaj pe lume, Smaranda o cheamă pe prima noastră fetiță, percepția și perspectiva mea s-a schimbat total de ce? eu ca profesie sunt muzician am terminat o școală de muzică și uh, făceam muzică din asta mi-am și câștigat asta e profesia de bază și ca și uh, creator de muzică uh, bineînțeles că îți cresc așa penele și te consideri uh, mai ales dacă ai așa un, un mic elan și uh, intri în lumea aceasta a, uh, celebrităților nu -ți mai, cum se spune pe românește, nu prea ți mai ajunge nimeni la nas. Ei, copilul acesta m-a schimbat total, în sensul că, deodată, a apărut ceva în brațele mele pe care nu puteam să-l iau de unde este, cum este, ce, ce, trebuie să fie ceva în spatele acestui copil, că nu are cum să apară așa pur și simplu, nu l-a adus barza. E ceva. Și am început să cercetez, să studiez ce înseamnă să se nască un copil. Și am rămas efectiv uimit. Vă dau un singur exemplu, ca ochiul unui copilaș să vadă, trebuie să se realizeze un milion de conexiuni la un ochi. Și atunci m-am dus cu gândul, măi, există ceva mai mult de atât decât noi, dorința, plăcerile noastre, este ceva în spatele acestor minunății. E adevărat că în timpul acesta din 1992 până în 2007 eu mă luptam în continuare. Citeam din cuvântul Domnului, citeam psalmii, da? cântam cântările cele două, că doar pe acele le știam. Dar a mai apărut cineva despre care v-am spus mai devreme, tatăl soției. Tatăl soției credincios, provenind dintr-o familie de creștini după Evanghelie, încă nu însă nu s-a pocăit mic, s-a pocăit mai târziu. Și dânsul, tot ne invita, haideți la biserică, haideți veniți la biserică. Eu ziceam, da, eu vreau să vin. Însă soția, nu, 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 nu mergem acolo. Și nu știu cum se făcea că de fiecare dată când ne invita, nu mergeam. Bun. Anul 2007 a coincis și cu uh, faptul că lucram în trei locuri. Trei locuri deodată. La două radiouri și la o revistă când lucrezi în trei locuri, bineînțeles că primești mulți bani. Aveam mașină, la vremea aveam și telefon plătit de cineva, era o minune. Ei, în șiretenia mea, că ulterior mi-am dat seama, i-am zis, ia să fac eu ceva pentru Dumnezeu. Ia uite, mi-a dat și copil, mi-a dat și bani, am mașină, am tot ce trebuie, vreau și eu să fac ceva. Și în discuțiile cu socrul meu, care pentru mine a contat, spun asta nu spre lauda cuiva ci spre rușinea mea că a contat lucrul ăsta, el fiind medic a contat lucrul ăsta. De ce? Dacă avea o poziție socială și era și credincios deja avea o trecere înaintea mea. Așa gândeam eu atunci cu mintea mea mai puțină. Bun. Și socrul, socrul meu, un om inteligent și înțelept îmi spunea Măi, tu faci bine că citești Sfânta Scriptură, dar îmi mai îmi dădea câte ceva, uite, trebuie să te duci să studiezi și astea. Eu mi-apăream credința mea ortodoxă, să nu te iei de Biblia mea ortodoxă, că nu e regulă. Și el spunea așa cu blândețe, zice, ai dreptate. Cred că cea mai bună traducere a psalmilor este în Biblia ortodoxă. Așa spunea. Și eu continuam să citesc Biblia ortodoxă. Deși, repet, nu înțelegeam nimic. Și socrul mi-a avut o idee. Zice, eu i-am spus, tata, vreau și eu să fac ceva pentru Dumnezeu. Ce credeți că? Și zice, hai că știu eu, eu în legătură cu radiourile, m-a dus la Radio Vocea Evangheliei în 2008. La Radio Vocea Evangheliei, eu am expus acolo ce știam să fac, nu s-au legat lucrurile, nu aveau nevoie de ce făceam eu, în fine. Au fost alte, alte vremuri și alte lucruri. Apoi, socrul mi-a zis, eu cântam la pian. Deci de profesie muzician Dar cu ca bază, cu bază în, în pian Și zice, măi uite S-a deschis o biserică recent Misionară Care se întâlnesc la în Lângă parcul Cismigiu E o casă de cultură Petofișandor Nu vrei să mergi odată cu mine acolo? Eu zic da, vreau să merg Nevastă mea nu mai putea să zică nici da nici nu Că era cu cea mică și trebuia să stea acasă Și a stat acasă Și m-am dus acolo Ei Dumnezeu a făcut, din punctul meu de vedere, uitându-mă în urmă, o minune. Și anume, am stat în spate cu el, era o sală foarte mică, am stat în spatele, în ultimele rânduri, dânsul îmi spunea, vezi că acum o să predice, vezi că acum o să cânte. Îmi explica, nu aveam idee, nu, prea eram, nu eram deloc, de fapt, nu că nu prea uh, familiarizat cu astfel de programe, iar în față, chiar pe primul rând, o femeie, Mariana, o chema era din parc. Ei ce făceau? Mergeau în parc, le spuneau să, despre Domnul Isus și ziceau, haideți nu veniți aici la noi să vă vestim Evanghelia. Și unii veneau. Mariana asta tot timpul unei predice a unui frate și eu am probleme, ajutați-mă și pe mine. Pastorul, predicatorul din față îi spunea, stați un pic că vorbim la final, mai stați un pic, aveți un pic de răbdare. În fine, s-a terminat, și au luat-o pe această femeie, Socremiu, și cu încă trei uh, frați de acolo. Au înconjurat-o și s-au rugat pentru ea. Eu nu știu ce s-a întâmplat, care a fost problema, dar femeia asta, în timp ce se rugau ei, a căzut la pământ leșinată. Lucrul ăsta pe mine m-a șocat. Păi unde am ajuns? Ce e aici? Nu știu. Vreau să mai punctez ceva. Nu exista biserică în care să nu, pe lângă care să trec să nu fac cruce. Ba atunci când nu puteam să fac cruce cu mâna, îmi făceam cu limba că mă învățaseră din străbuni. Ba mai mult de atât, când treceam pe lângă biserică, aveam eu senzația că dacă eram aproape de Dumnezeu, treceau așa niște fiori prin mine și atunci zic, ah, ce bine, sunt aproape de Dumnezeu o gândire, nu știu, lumească, probabil, și am avut sentimentul ăsta că trece ceva prin mine atunci, chiar în acel moment. M-a șocat, pur și simplu m-a șocat acel eveniment. Am continuat să merg la acea biserică. Cum? Aveau nevoie de un pianist. <laughs> și oameni, eu, din dorința de a face ceva, de a sluji Domnului, zic, da, vreau să cânt la pian necunoscând absolut nimic, neavând nicio legătură încă o dată cu esența, chintesența Sfintei Scripturi. Aveam idee despre moartea Domnului Isus, despre nașterea sa, despre moartea și învierea sa, dar nu erau lucruri care să fi coborât în inima mea, care să fi adus, iertați-mă, schimbarea, nașterea din nou pe care o găsim în Sfânta Scriptură. A trecut acest an, am mers la această biserică, iar în 2009, 26 februarie, la ora 19, deja frecventam această biserică. Soția mea începuse și ea să vină cu aia mică, pentru că era toamnă și stătea în parc. Și la un moment dat a zis, hai să merg și eu, că e frig, să intru și eu nu. aici. Eu eram deja cu pianul, slujeam, nu, mai, nu se mai putea fără mine. Și glumesc, sigur că s-ar fi putut, dar era, era, era nevoie. Și atunci a intrat și soția. A intrat și soția, i-a plăcut și ne-am văzut, ne-am văzut, deja a început să, cred că am început să mergem duminică de duminică și ne vedeam dimineața la fișandor. iar seara ne vedeam la Alege Viața. În cadrul Alege Viața, la etajul 1, <coughs> o clădire mai mică, o sală mai mică. Și în acea seară, Uh, unul din frați, eram vreo 30 de persoane, cred că atâta era formată, din, din atâția frați surori era formată biserica, unul din frați s-a ridicat. Uh, era foarte frumos că ne simțeam ca într-o familie. Asta, asta cred că a contat foarte mult. Enorm. Apropierea Enorm. aceasta. Uh, uh, oamenii ăștia nu doar ne predicau Evanghelia, o trăiau. Și uh, fac o paranteză. Să o că. E important apropierea de oameni, să ne cunoască așa ca să ne vadă trăirea cu Domnul Isus. Avantajul bisericilor mici, avantajul, dezavantajul bisericilor mari este că fiind foarte mulți există distanțarea asta care era și înainte. Și oamenii nu se cunosc unii pe alții, nici păstorul nu poate să aibă grijă sau da. păstorii de biserică să se ocupe de fiecare. Așa fiind o comunitate răsânsă, în sensul că dacă tu lipsai se cunoștea. Da. Da? Așa nu numai că nu aveau, dar chiar dacă nu cântai, se vedea că tu nu ești acolo. Deci, vă dați seama, masa aia morfă care există în bisericile mari, în bisericile mici nu există. Aici, dacă nu. au lăsit cinci frați, se cunoaște. Așa este. Pentru noi a contat enorm. Și o socotim ca o binecuvântare a lui Dumnezeu Pentru că dacă am fi intrat probabil într-o biserică mare Nu știm cum. Anonimatul acesta să știți că afectează foarte mult Probabil mortal. Probabil a ajutat cumva și e adevărat Noi venim din lume, eram cumva uh, și doritori de a fi gâdilați și, și, mai și... Mult, și mai mult ai rămas cu o chestie foarte importantă Încă din perioada liceului, vreau să spun așa, atrag un fil roșu da. <laughs> uitându l la viața ta Faptul acesta că tu ai, ai fost implicat, ai lușit încă din de în liceu, deci când ai, deci erai cântărețul grupului acela da. de la liceu, n-ai fost doar un consumator un care venea, asculta și pleca, întotdeauna ai, ai dat și ceva de la tine. Și asta este chemarea pe care o avem, să știți. Acum, acum înțeleg eu, dar vreau să aud mărturia da, ta până da, la capăt, da, pentru că da. acum îmi explic multe din ceea ce faci astăzi cu începutul pe care l-ai avut. Da. 2009, 26 februarie, ora 19 Unul din frați, stăteam seara, discutam probleme din Evanghelie Sigur, ni se propovăduia cuvântul Dar și de viață, de cum să creștem copiii, cum să ne comportăm unii cu alții Noi eram fascinați eu cel puțin de cunoștința pe care o aveau oamenii ăștia născuți din nou Știau lucruri pe care eu nu le știam Eram fascinat de ei De multe, multe, multe lucruri pe care, la, la care nu avusesem acces înainte ne ridicăm la rugăciune, iar unul din acești frați din cercul acesta de vreo 15 oameni zice așa. Este cineva dintre dumneavoastră care vrea să-L primească pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor? Soția cred că stătea jos, nu mai știu, cred că era cu cea mică o adormise sau ceva de genul ăsta. Eu eram în picioare. Am ridicat mâna. Am ridicat mâna fără a avea vreo clipă cunoștința de ceea ce fac mi martor Dumnezeu. Nu am știut ce fac, ci pur și simplu eu am răspuns unei chemări. De ce? Pentru că o făcusem în 1992, în februarie, probabil și în 93 și în 94 și până în 2009, eu mă păcăisem înaintea Domnului. Eu mă proșternusem, în părea rău după fiecare păcat. Eram cuprins de, cu excepția câtorva, de toate adicțiile acestei luni de toate, mă luptam, nu era o plăcere, nu-mi plăcea. Că știți, păcatul zice, e frumos la, la, înfățișare, dar când îl bagi în gură, îl mesteci și îl scuipi. Fix așa era la mine. Îmi părea rău, regretam. Și după ce făceam acest păcat pe care nu puteam să-l birui, m-am luptat, reușeam șase luni de zi, cu țigările, am stat atât, după aia iar mă luau, cu altele, cu altele, nu reușeam să birui aceste adicții. Ei, în seara aceea, pentru că eu spusese mărturia cu 17 ani în urmă, chiar cu 17, vedeți ce coincidență, februarie 92, februarie 2009, am ridicat mâna și am spus eu, eu vreau să-L primesc pe Domnul Iisus în inimă. Nevastă mea, cred că s-a înroșit ca o pătlăgea. Nu știa cum să mă tragă de mânică. Stai jos! Stai jos că nu știi ce faci! Eu, ca, nu știu, cu, cu, cu haina deschisă, zic, da, eu vreau să-L primesc pe Domnul Iisus și vreau să spun că am spus o rugăciune, nici nu mi-o mai aduc aminte. Doamne ai milă și de mine păcătosul și îți mulțumesc că ai murit pe cruce la Golgota și pentru mine. Amin. Vreau să vă spun că în acea seară viața mea s-a schimbat la 180 de grade. În ce sens? Primul lucru a fost o bucurie pe care nu am experimentat-o niciodată înainte. O bucurie interioară nu de veselie, de râs sau de ceva, o trăire interioară pe care n-am mai experimentat-o. Am mers cu soția către casă și soția mă bătea la cap. Știi ce ai făcut? Băi, eu sunt cel mai bucuros om de pe planetă. Nu-ți nu, nu dai seama. Dar tu știi ce ai făcut? Ea tot mă. Ea știa despre ce e vorba că trăise în familie de pocăiți? Ei, și toată bucuria mea a fost până în momentul în care mi-a spus. Uh, știi care e următorul pas, nu? Zic, nu, trebuie să te botezi. E, până la botez, lucrurile erau ok. Dar de la botez, deja, eu trebuia să iau o decizie, o mărturie. Mi-a furat aproape toată bucuria în noaptea aceea, că am stat mult, am discutat și așa și așa. Însă, Domnul a lucrat și la inima ei și nu după mult timp, în luna mai, tot în, în anul 2009, în luna mai, și ea deși s-a luptat și frații aceștia au încercat să-i explice Evanghelia și mai bine ea era împotrivitoare și a predat și ea inima Domnului. În lacrimi, n-a mai putut, a zis, am înțeles, ok, gata, trebuie să iau o decizie. Uh, au apărut în viața mea atacuri uh, pentru că trebuia să vină botezul. Ce fac? Mă botez? Nu mă botez? Eu nu voiam să mă botez. Adică, domne, mărturia am spus eu, nu m-a văzut nimeni. Da, să mă bag în apa aia, păi, să filmează, să pun, păi mă văd ăștia, lucram și la radio. Nu se poate. Și a fost o luptă. Ei, mulțumesc Domnului că lupta aceasta a fost biruită ascultând radio Vocea Evangheliei, o emisiune cu brațele deschise a lui Charles Stanley, în care a explicat, a mânunțit, ce înseamnă de fapt, de fapt botezul. Și de acolo, de la înțelegere până la o, a lua o a, decizie, a fost un, un, un pas ușor. De ce? Imediat după seara aceasta de 2000, februarie, 26 februarie 2009, s-au întâmplat, în afară de bucuria aceasta, s-au întâmplat câteva lucruri. Primul lucru a fost că atunci când, deși vreau să revin la, la mărturisire, vreau să revin la mărturisire până să intru un pic în detaliile acestei nașteri din nou, eu nu am înțeles și nu am știut, deși citisem Biblia de câteva ori, Versetul din Roman 10 cu 9. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus Hristos și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Eu, Cătălin, în acea seară, inconștient, fără a avea un plan, fără a mă gândi, gata, s-a terminat aici, trebuie să o iau pe calea uh, lui Dumnezeu. Fără această conștiință sau conștiința lucrurilor, am ridicat mâna și l-am mărturisit pe Domnul în public. Și în urma acestei mărturisiri, viața mea s-a schimbat. Îl primisem, îl mărturisisem în genunchi, mă pocăisem, mă proșternusem înaintea sa. Mă duceam, mă aprindeam lumânări, mă puneam înaintea icoanelor, le pupam. Dar nu exista nicio schimbare. O luam de la început, de la început. Prima schimbare a fost că atunci când am citit, am deschis Biblia următoare, m-au îndemnat frații de acolo, zice, încep și tu și citește Ioan. Când am deschis Sfânta Scriptură, am înțeles ce scrie acolo. Nu înțelesesem. E adevărat, înțelegeam, normal, intelectual, dar nu, nu intra, nu pătrundea nimic. Și atunci am înțeles versetul din 1 Corinthen 2 cu 14. Ulterior, eu m-am bucurat de ele, dar eu nu le știam. Zice așa, dar omul firesc nu primește lucrurile lui Duhului lui Dumnezeu, că și pentru el sunt o nebunie. Și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. Omul care nu are Duhul Sfânt, care nu este născut din nou nu poate să înțeleagă pe deplin Sfânta Scriptură. Și atunci, eu, prin harul și mila Domnului, am fost născut din nou. Am înțeles Biblia. Al doilea Slavă lucru. Domnului! Slavă Domnului! Al doilea lucru. Uh, luasem de la bunica uh, o icoană. Țineam la ea... Pff, era A, a doua icoană era la gâtul meu. Era o lacrimă. Pe o parte era Maica Domnului cu Domnul Isus în brațe și pe cealaltă parte Domnul Isus schimbasem nu știu câte lanțuri, frânghii, o țineam strâns, era talismanul meu. Dacă se atingea cineva, cred că eram în stare să fac crimă de iconița asta mea. După câteva zile, după ce s-a întâmplat mărturia aceasta, a trebuit să facem curățenie în casă. Și nu știu cum s-a făcut că am strâns icoanele. Erau multe, în afară de icoana de la mama, erau multe. Le-am pus într-o pungă și le-am dat Și am zis, te rog, ia astea și pune-le tu unde vrei. Soția șocată Dacă se atingea de icoanele mele Dacă le mișca de la stânga la dreapta Era scandal Că nu mai găseam eu acolo Absolut șocată Apoi în cele din urmă Am luat o foarfecă Mi-aduc aminte că ultima oară chiar aveam un, Ceva un șiret de ăsta gros de tot la gât Am tăiat iconița asta de la gât Și am dat-o soție Și am mai zis ce vrei să fac cu ele Ce vrei Nu mai am nevoie de el Îl am pe Domnul Isus în inimă Sigur că a fost absolut, absolut șocată. Deci, asta, încă o schimbare. Iar poate cea mai importantă schimbare în ceea ce mă privește a fost eliberarea în acea seară de adicții. De toate adicțiile. Nu știu ce s-a întâmplat. Nu știu, pot doar atât să definez că ceva a ieșit din mine. O transformare? Ceva a ieșit totală. din mine. Nu, Eu mă luptasem. Puteam să nu mai fac un păcat sau altul timp de câteva uh, luni, săptămâni. Dar reveneam, tot acolo ajungeam Iertați-mă Schimbările acestea le-a văzut și soția Dar nu numai soția Le-au văzut și părinții Și am mers și am vorbit și părinților Le-am spus, tata Sărmanul când îi, când îi vorbeam, îmi aduc aminte Că stătea într-un fotoliu, se afunda așa El își dorea ca Eu să ajung o personalitate Să ajung om de televiziune, să fac ceva Așa, voia Ești și știi? Să... Te-ai nenorocit te-ai dus la pocăiți. Și spuneam despre Domnul Isus, despre Tată, uite ce am descoperit, ce frumos. Se roșea la față și nu voia să primească. La fel și mama, nu, nu, voia să audă. Încă o dată, ei nu prea aveau nicio treabă, nici cu una, nici cu cealaltă. Revenind la soție și la schimbările pe care Dumnezeu le-a făcut în viața mea, văzând aceste transformări, și ea a fost ușor, ușor direcționată către al primit pe domnul Isus. Apoi eu pe 27 septembrie 2009 m-am botezat într o piscină gonflabilă aici la Lege viața. M-am și botezat, am înțeles ce înseamnă botezul și uh, am dat cu bucurie mărturia aceasta a credinței în apa botezului. Apoi și soția următorul an în 2010 s-a botezat și ea. Ce vreau să spun în continuare este că Tata a avut probleme grave de sănătate, iar în 2014 a avut o operație pe cord, în urma căreia i-au băgat un stent, a făcut o infecție la inimă și acele infecții au mers în creier, a făcut câteva AVC-uri și în cele din urmă nu prea se vedea că nu -o, o mai ducă mult. Și l-am luat pe un frate în vârstă de la biserică de la noi, și am spus, vreți să veniți să-i vestiți Evanghelia, vă rog. Și a mers acest frate, i-a vestit tatălui Evanghelia. Și la urmă, eu eram într-o altă cameră, m-a strigat, Cristi, vină cu încoace! Și mi-a zis, haide să ne rugăm. Am putut să mă rog, am două propoziții, după aia nu am mai putut să mă rog. Și s-a rugat fratele acesta pentru tata și... Cred că s-a pocăit și tata. Și a plecat. La două săptămâni s-a dus. Apoi mama... N-a putut. N-a putut să treacă peste asta. N-a putut. Și-a pierdut jumătatea. Și s-a apucat și ea. Și acum îl așteptăm pe fratele meu, care și el este un uh, bun creștin ortodox. Merge, la uh, face milostenii și. Uh, să nu este această schimbare, transformare, pe care nu poate să o facă decât Domnul Isus Hristos. Cu toată forțarea și sforțarea noastră, cu toată tăruința și străduința noastră. Nu putem să ne schimbăm noi înșine. Schimbarea vine atunci când Duhul Sfânt coboară în om și te transformă. Și, Cătălin, drumul meu a coincis cu această slujbă pe care am avut-o la câteva radiouri cele mai importante din, din, din România. După ce m-am întors la Domnul în 2009, colegii de la. Nu am început să lucrez la Radio Vocea Evangheliei București, deși mi-am dorit foarte mult. Nu a fost atunci timpul. Chiar din 2009, 2008, da? când m-a dus meu. Nu a fost atunci. Însă au aflat cei din țară, de la Timișoara, de la Sibiu. Și când au aflat că e un om care lucrează la Europa FM, au venit toți peste mine. Haide să vedem! Avem un frate de al nostru! Să vedem ce face acolo! Și am invitat cu drag. Și le-am arătat. Și le-am spus dacă aveți nevoie, eu vă pot ajuta cu tot ce știu eu să fac. Cu tot ce știu să fac. Și am colaborat an de zile, an la rând, iar ca să revenim la uh, Radio Vocea Evangheliei București, în uh, 2017 a existat această invitație de a uh, face parte cumva împreună cu fostul director, cu fratele Cristi Pavel, uh, din uh, conducerea acestei stații. Lucrurile n-au fost, n-au mers, așa a hotărât domnul, n-au funcționat. Eu m-am retras și apoi revin la anul 2020, februarie, când am, am preluat din nou această lucrare și slujesc cu bucurie. De ce spun lucrul ăsta cu bucurie? Pentru că dacă te gândești ce a putut să facă Dumnezeu pentru tine, dacă te gândești în urmă și eu mă iau pe mine exemplu, cât ai investit Dumnezeu într-o facultate în care părinții mei nu aveau nicio legătură, nici nu se gândeau ca eu să ajung vreodată să fac conservatorul. Tata nu m-a crezut I-am zis că am intrat. Nu te cred. S-a dus el în fața panoului să vadă dacă am intrat. Da? Dar Dumnezeu m-a pregătit pentru lucrul ăsta. Apoi să lucrez și în media, în radio. Iar să cotesc că Dumnezeu m-a pregătit din urmă. Deși nu-l cunoșteam cu adevărat. Nu eram născut din nou. A pregătit. Și apoi, dacă înțelegem ceea ce, a ceea ce face de altfel Dumnezeu în fiecare zi cu noi și pentru noi. Că vorba aceea, fiecare respirație e gratuită gura de aer, că bate inima, că se umflă și se dezumflă plămânii și că acest sânge curge prin vene, este datorită lui. Dacă avem uh, curajul să recunoaștem lucrul ăsta, da? Și când înțelegi ceea ce a făcut Dumnezeu și face pentru tine, nu poți să stai deoparte și să nu-L slujești. Nu poți. De ce? Pentru că ne spune Sfânta Scriptură, e foarte clară, spune toate lucrurile acestea vor trece, vor pieri. Ne strângem averi pe care le vor mânca moliile și Domnul Iisus ne spune căutați mai întâi împărăția cerurilor și toate celelalte vi se vor da pe deasupra scopul, esența, chintesența noastră a creștinilor este să-i slujim lui Dumnezeu Amin Cristi <coughs> um, nu știu dacă am, mai... rămas, am rămas cu cu gura, să spunem, amuțită și cred că asta este atitudinea normală a unui om care e martur la o asemenea lucrare pe care Dumnezeu a făcut-o în viața ta te-am lăsat să vorbești numai pentru... Iartă-mă că... Nu, 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 este foarte ok în mod special pentru că în momentul în care vezi și uh, practic te bucuri de modul în care Dumnezeu a lucrat în viața unui om și anume în viața ta, nu există cuvinte de a comenta, de a întrerupe. Pur și simplu stai și zici Doamne, slavă ție, Iată că tu mai chem oameni la mântuire, iată că tu mai chem oameni la lușire, pentru că pe tine Dumnezeu te-a pregătit de mult timp. Știa că vei ajunge probabil să faci ceea ce faci acum. Da. Și a să pregătească transferul la liceu respectiv. Discuțiile pe care le-ai avut cu, cu doamna profesoară. Faptul că ai citit foarte mult. Mă uimește faptul că ai rămas fidel cititului Scripturii și în perioada în care nu avea o preocupare specială pentru a merge la biserică, Și pur și simplu ai făcut-o că știai că e bine să o faci da. și ai făcut-o și slavă Domnului că până la urmă Dumnezeu te-a ghidat și folosindu-se de câteva uh, momente de criză te-a ghidat acolo unde trebuie să ajungi ca să-L poți să ducești pe El cu toată inima și da. cu, tot, cu tot ce ai și cu tot ce ești de fapt. Știi, mă bucur pentru, 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 pentru lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o în viața ta. Uh, Mă bucur că suntem în aceeași barcă, colaborăm împreună și. Uh, iată, încă o dovadă, pentru mine încă, încă o dovadă că uh, Dumnezeu cheamă câteodată oameni care nu au nicio treabă cu Dumnezeu. Nu e nici păstor, nu ești nici. Uh, N-ai făcut niciun studiu teologic, uh, pur și simplu ai venit din afara, dintr-un alt spațiu, dar Dumnezeu te-a pus acolo să duci Evanghelia împreună cu echipa până la marginea Pământului, că asta face radioul. Și uite că Dumnezeu vede materialul. Eu cred că asta a fost. Și am văzut asta la foarte multe Dumnezeu că dată nu se uite exact la ceea ce facem respectiv și vede că chiar dacă el face rău, materialul e bun. Cred că materialul ăsta, dacă, probabil Dumnezeu zice, dacă ăsta s-a lăsat prelucrat, din materialul ăsta a reșit ceva bun. Și uite că Dumnezeu face. Și la Domnului, mă bucur pentru entuziasmul și pentru răzna pe care o dai. Uh. Ar trebui să mai facem o emisiune, pentru că am dedicat emisiunea aceasta exact cunoașterii tale și mai mult a cunoașterii lui Dumnezeu în viața ta. Absolut. Și mă bucur că, prin ceea ce ai spus, demonstrez că Dumnezeu are putere să schimbe oamenii. Te-a schimbat pe tine, te-a schimbat-o pe, schimbat pe soția ta și iată că, de aici, Dumnezeu folosindu-se da. de voi. Lucrarea aceasta se duce mai departe. No. Vreau să discutăm data viitoare când ne vedem, special despre cum vezi lucrul este cu presa, mai că tu ai vari vale avantaj de a vedea ce se întâmplă și în presa laică și în presa aceasta uh, creștină, la da, Creștină religioasă. Și vreau să vedem câteva tendințe și, dar asta o lăsăm pentru altă dată, pentru altă discuție. Cred că a fost important să te cunoaștem. Acum vreau să spun că. Uh, te iubesc mai mult decât Mulțumesc. înainte și te încurajez. Pentru că îmi dau seama că Sigur, ești alesul lui Dumnezeu pentru lucrarea aceasta. Și la vă, Domnului, că... N-am niciun merit. Și nu avem niciunul dintre noi niciun merit. De altfel, avem și acest exemplu al lui Pavel, care, dintr-o râvnă nebună pentru Dumnezeu, a intervenit supranatural Domnului Isus și l-a folosit. Și cred că și eu, tot așa, intervenția supranaturală a lui Dumnezeu a făcut această schimbare, transformare, ca să pot să-L cunosc și să-L slujesc. că din păcate, emisiunea asta nu a sfârșit. Am mai aș mai fi discutat cu tine o grămadă de lucruri, dar o lăsăm pentru o altă emisiune. Îți mulțumesc foarte mult pentru prezența ta. Mulțumesc și eu foarte mult pentru invitație și sper ca tot ceea ce am spus, în primul rând să-L scoată în evidență pe Dumnezeu, crucea Domnului Isus este cea care poate să vindece, poate să elibereze, poate să transforme și poate să mute munții, crucea Domnului Isus, credința în crucea sa și sigur învierea sa, pentru că noi știm că El este viu, este cu noi în fiecare zi. Amin. Timați prieteni, vă mulțumim și noastră pentru prezența în fața micilor ecrane, vă mulțumim că și de data aceasta ne-ați primit în clasele dumneavoastră. Noi de aici din studio vă salutăm, vă binecuvântăm și vă spunem la revedere!